Scandal cu focuri de armă în localitatea Clejan din județul Giurgiu. Două familii de romi s-au luat la ceartă și s-a lăsat cu împușcături. Mai exact, în timpul conflictului, la un moment dat, cineva a tras câteva focuri de armă și două persoane au fost rănite. Victimele au fost transportate de urgență la spital. Polițiștii și jandarmii au intervenit în forță. Potrivit autorităților, s-a tras cu o pușcă de vânătoare cu alice. Răfuiala dintre cele două familii de romi ar fi pornit de la o sticlă cu alcool, dar și din cauza unor sume de bani. Procurorii au deschis o anchetă, iar mai multe persoane au fost audiate.